Brândușa o să-și înfrunte acum teama de a vorbi în public. Deci, Brândușa a avut o experiență interesantă, tipul regresie, așa, îți de bubi. Să-ți dau și microfonul. Poți să vorbești cu microfonul. Nu, e ok, să te dea de toată lumea. Așa, asta. Și a experimentat ceva ce s-ar putea unii dintre dumneavoastră să experimentați, a sărit dintr-o viață în alta. Deci, în prima parte s-a văzut fiind o anumită persoană și când am ghidat la următorul eveniment important al acelei vieți, am mers la următoarea viață. Se întâmplă foarte des și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, la nivel subconștient, ea a extras ce era important de extras din acea viață și a învățat lecția și eul ei superior și ghidajul ei spiritual a considerat că este important să meargă la următoare. Deci se poate foarte bine să experimentă și acest lucru. Așa. Hai să-ți auzim povestea. Deci în prima viață eram un bărbat destul de masiv. Afară era întuneric, eram numai afară s-a petrecut tot. Era întuneric, în jurul meu era apă, trunchiuri de copaci, multe pietre și eu îmi căutam cu disperare familia și pe altcineva. Dar nu mai era nimeni, eram doar eu. Moment în care am intrat în panică, am și simțit că mi-amorțesc buzele și mâna dreaptă. Și a fost un sentiment cumplit de pierdere. Deci în momentul ăla am știut că am pierdut pe toți cei din jurul meu și pe toată lumea la care țineam, în special familia mea. În următorul moment am rămas cu acela sentiment de pierdere, doar că aveam o casă construită într-un copac. Era undeva pe o insulă mai degrabă, erau foarte mulți palmieri sau bananieri, ceva de genul. Și știu că vedeam apusul soarelui și oceanul, care era foarte liniștit. Și deși aveam în continuare sentimentul de pierdere, am încercat un sentiment de liniște și de cumva împăcare cu sine. Dar nu mai arătam ca în primul moment, unde arătam cumva ca un cerșetor, dar mi-am dat seama că era murdar, chiar am avut tendința de a mă șterge pe față și aveam haine din materiale. Deci, în al doilea moment, eram ca un indian, chiar aveam niște trăsături destul de dure, aveam și nasul coroiat, eram destul de uscat, așa. Pielea maro, așa, maro mai bronzată. Și în momentul în care am murit, bine, deci în momentul în care eram în copac aveam în jur de 50 de ani, dar atât am experimentat momentul de liniște în paralel cu sentimentul de pierdere, iar în momentul morții eram tot în postura de indian, mă rog, doar că aveam părul lung și același sentiment de pierdere. M-am văzut cum m-am ridicat și când am ajuns în lumină, mi-am văzut familia și mi-am dat seama că cei pe care îi pierdusem erau soția mea și doi copii și am avut un sentiment de iubire enormă, profundă față de ei și am simțit că trebuie să, că lecția mea a fost cumva să mă împac cu mine, pentru că nu, pentru ei nu aveam ce să fac. Ei erau luminoși, erau bine în lumină și atunci sentimentul acela de pierdere s-a mai atenuat. Nu știu dacă dispăru, cred că l-am adus în viața asta oricum. Da. Da. Ai simțit în această viață sentimentul de pierdere? Da. Da. Am și experimentat. Da. De-a dreptul. Da. Deci, cu altă cuvinte, ți-a și mărit cineva. Da, da. De multe ori ne creăm vieți în care să experimentăm aceleași situații ca să
resuscite cumva problemele cu care am plecat din alte vieți, să resusciteze acele sentimente, ca să ne dăm seama că le avem și să le aflăm originea pentru a le rezolva. Deci, cu alte cuvinte, ție ți s-a arătat și sursa acelor sentimente și, de asemenea, soluția. Da, care era soluția? Să-mi găsesc liniște și să mă împac cu mine. Și acea iubire necondiționată, enormă, pe care să o simți, să o aduci prin tine, este energia iubirii, să o aduci prin tine și să o dai și celorlalți și să fii împăcat cu tine însuți, că orice se întâmplă în viață este pentru creșterea noastră. Cum am putea noi crește dacă ne mor cei din jur? Am putea să realizăm în oportunitatea care ni s-a oferit că suntem suficient de puternici să ne descurcăm în viață și fără ei. De fapt, de-aia și pleacă cei dragi de lângă noi, ca să ne dea oportunitatea de a realiza că noi avem puterea și singuri să ne ducem viața. Da, numai problema este că putem să ne ducem viața, dar că sentimentul ăla de pierdere e atât de complicat. Așa este, acea iubire pe care o avem pentru ei. Da, și momentul ăla în care simți că sufletul tău se sfârșie. Da. Problema vine din convingerile noastre incorrecte, cum că la momentul morții totul se termină și așa acea persoană nu mai există, ceea ce este incorrect. Moartea nu este decât o tranziție într-o stare și mai plăcută de existență. Aici este neplăcut, în această realitate, aici există suferință și durere. Realitatea în care tranziționăm este o realitate pur pozitivă, nu există niciun fel de durere și probabil acea iubire enormă pe care ai simțit-o tu, care de fapt nu a făcut decât să-ți ridice ție vibrația, să te curețe de acele sentimente ca suflet, nu a făcut decât să-ți reamintească asta e starea în care trebuie să fie, astea sentimentele pe care tu să le perpetuezi în viața aceasta. Pentru că pur și simplu poți, că doar tu înțelegi gândurile, nu? Da. Foarte frumos. Te-ai descurcat foarte bine și cu vorbitul în public. Mulțumesc. Eram încălțat, aveam niște pantofi negri de lac, niște șosete albe, aveam o rochiță din catifea, parcă doare vișinie. Aveam un păr șartel greț, ruf foarte lung, era prins într-o podiță și m-am vizualizat într-o încăpere. Era plină de cărți, era mobilă veche, vedeam un stilou vechi, vedeam un caiet. Erau niște lucruri care nu cred că mi-aparțineau mie, nu era nimeni cu mine, eram singură, dar mă simțeam bine, mă simțeam liniștită. Asta a fost o primă etapă până ne-ați ghidat la următorul eveniment important și acolo m-am vizualizat într-o trăsură. Era o caleașcă, vedeam un castel, dar nu prea văd conexiunea cu locul din momentul copilăriei și parcă era așa mult mai luxos, mai diferit, total diferit. Când, înainte de, mă rog, ultimele momente din viață, m-am vizualizat o bătrânică, exact în aceeași încăpere în care m-a văzut să mă fetiță. Și mă chema Anabel. Nu știu să-mi găsesc răspunsuri. Poate ideea că eram parcă mai mereu singură în acea căleașcă, eram cu prieteni și în momentul în care ați întrebat cum ne strigă, primul gând care mi-a venit a fost acesta Anabel, dar nu văd alte conexiuni cu ceea ce ar trebui să găsesc atunci. Poate liniște, nu știu, chiar nu știu. Da. Da. Deci dacă ar fi să o integrez în această viață, ar fi ca o lecție. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.